Medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava au efectuat în perioada 10 iulie-31 august un număr de 29 de controle în trafic și în piețele comunale, în scopul verificării respectării interzicerii transportului neautorizat de suine vii și a produselor din carne de porc. În urma controlelor au fost aplicate 10 amenzi. În scopul prevenirii apariției pestei porcine africane, medicii veterinari oficiali din cadrul DSVS au efectuat un număr de 29 de controle în trafic și în piețe comunale, în scopul verificării respectării interzicerii transportului neautorizat de suine vii și a produselor de carne de porc, fiind verificate un număr de 304 autoutilitare și mijloace hipo, aplicându-se un număr de 8 amenzi contravenționale în valoare totală de 6.630 de lei și 2 avertismente scrise. Au fost verificate un număr de 8 exploatații cu mai mult de 5 capete suine pentru respectarea condițiilor de biosecuritate și matricularea suinelor, astfel încât nu au fost găsite nereguli majore. De asemenea, au fost verificate 10 abatoare, tematica de control fiind bunăstarea animalelor înainte de sacrificare, și au fost aplicate 2 amenzi contravenționale în valoare de 2.000 de lei.